Din toată inima doresc Bunul Dumnezeu pe toți să vă binecuvinteze. Amin. Îl iubim pe Cel care ne-a iubit întâi. Pe Domnul Iisus Hristos. Amin. El a părăsit gloria cerească pentru mine și pentru dumneavoastră. Amin. Și dealul Golgotei a venit să moară în locul meu și în locul tău. Binecuvântat să fie El. Amin. Nimeni de pe pământul acesta, niciun sfânt, niciun om al bisericii n-a murit pentru greșeala și abaterea mea, pentru păcatul tău. Numai unul singur. Și acesta este Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie El. Domnul Iisus Hristos, fiind pe pământul acesta, a făcut multe călătorii. Dar în ultima sa călătorie spre Ierusalim, a trecut prin cetatea Ierihon. Și la intrare în cetatea Ierihon, un om care avea probleme a auzit despre el. Și a început de pe marginea drumului să strige: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Și Hristos s-a oprit în dreptul acestui om și l-a întrebat: ce vrei să-ți fac? Și el, care este Fiul lui Dumnezeu, a rezolvat atunci problema acestui om. Binecuvântat să fie Domnul Iisus Hristos, care a putut să rezolve problema aceasta atunci și poate să rezolve toate problemele noastre. Slăvit să fie El! Omul acesta a știut să strige în urma Domnului Iisus Hristos. În după masa aceasta aș vrea cu toții să ne rugăm. Pentru că vrem în după masa aceasta să înălțăm un singur nume. Numele Domnului Iisus Hristos. Dacă aveți probleme, dacă avem probleme și cu siguranță avem, să venim înaintea Celui care poate să rezolve. Și acesta este Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie El. Hristos a intrat în cetatea Ierihon. Fiul lui Dumnezeu a intrat în acea cetate și un om care era cu mare vază, un om care era vameș, a auzit despre el și a vrut să-l vadă. Omul acesta era mic de statură și n-a putut să vadă din cauza mulțimii. Dar a ales un moment prielnic. A știut că pe strada lui trece mulțimea și în față este Mântuitorul, Fiul lui David. S-a urcat într-un dud și de acolo a vrut să-l vadă. Dar fără să știe căci omul acesta, când se va apropia Domnul Iisus Hristos de dud, s-a apropiat de dudul acesta și s-a oprit în dreptul dudului. Și Fiul lui Dumnezeu, care îl cunoștea pe nume, s-a oprit și l-a chemat pe nume și i-a spus: Zacheie, dă-te jos din lume. Slăvit să fie Domnul! Amin. Prieteni dragi care ați venit în după masa aceasta, în casa de rugăciune, doresc atât de mult ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Dumnezeu, în dreptul meu, mie mi-a făcut mult bine. Frații și surorile pe care vedeți aici, și lor Dumnezeu le-a făcut mult bine. Amin. Și noi vrem ca și la dumneavoastră Dumnezeu să vă facă bine. Amin. S-a oprit în dreptul dudului și a stat de vorbă cu Zacheu. A intrat în casa lui și Zacheu și-a făcut o verificare în fața Mântuitorului și a pus viața în rânduială. Și Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, a spus: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Să intre mântuirea lui Dumnezeu în casele dumneavoastră. Și Domnul Iisus Hristos să-l faceți prieten. El este prietenul cel mai bun. El nu vă va trăda niciodată. El nu vă va spune la nimeni orice problemă ați veni în fața Lui. Dacă veniți cu greșelile dumneavoastră, cu mărturisirea dumneavoastră, înaintea celuia care poate să ierte, El este singurul. Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos. De aceea, frații mei, surorile mele, dragii mei prieteni, în după masa aceasta nu vrem un alt nume să înălțăm. Numai numele Domnului Iisus Hristos. Numai numele acestui Dumnezeu care este mare. Și Psalmistul spune în Psalmul 147 și mă alătur și eu de cuvintele acestea: mare este Domnul nostru și puternic prin tăria Lui. Priceperea Lui este fără margini. Slăvit să fie Domnul. Amin. Și aici spune de ce Dumnezeul nostru este mare. Versetul 6. Domnul sprijinește pe cei nenorociți. Slăvit să fie El. Amin. Dacă te simți după masa aceasta împovărat, dacă te simți după masa aceasta cu probleme și cu frământări, dacă te simți după masa aceasta că ai probleme și nimeni nu le-a putut rezolva, ai ales calea cea mai bună,
ai venit în casa aceasta unde este chemat numele Domnului și doresc din toată inima ca Dumnezeu să te binecuvinteze. Versetul 3 spune despre acest mare Dumnezeu al nostru că El tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile. Dacă inima dumneavoastră este zdrobită, dacă inima dumneavoastră în ea aveți răni, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să vindece inimile dumneavoastră, să lege rănile și Dumnezeu să vă dea biruința. Binecuvântat să fie Domnul. De aceea, frați și surori, doresc din toată inima să ne rugăm înaintea Domnului. Amin. Să nu vi se pară prea mult. E timp de rugăciune și vrem să ne rugăm înaintea Domnului. Haideți cu toții, ridicați înaintea Domnului să facem această rugăciune. Să ne rugăm unii pentru alții. Să ne rugăm pentru prietenii Evangheliei, ca Dumnezeu să le facă bine, așa cum ne-a făcut nouă bine. Ca Dumnezeu să-i mântuiască. Amin. Pentru că vrem alături de prieteni și de toți cei dragi noștri să fim în cerul lui Dumnezeu. Există o singură cale pentru raiul lui Dumnezeu. Și Hristos a spus: Eu sunt calea, adevărul și viața. Slăvit să fie Iisus! Slăvit să fie Iisus! Încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Încrezători în puterea lui Dumnezeu. Să aducem cauzele poporului din locul acesta și prietenii Evangheliei. Și Dumnezeu pe toți să vă binecuvinteze. Amin.